Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, declară că Commerzbank refuză să deschidă cont bancar pentru că formațiunea politică pe care o conduce să poată participa la alegeri. Potrivit lui Lungu, acest lucru se întâmplă în ciuda unei decizii de judecată în favoarea partidului, dar și a unei hotărâri a executorului judecătoresc ce le impun pe managerul instituției financiare să deschidă un cont bancar. Alexei Lungu presupune că totul se întâmplă pentru că managerul instituției financiare ar fi supus unor presiuni politice. În reacție, Commerzbank afirmă că își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv își menține poziția neutră din punct de vedere politic. Președintele partidului Șansă afirmă că mai bine de câteva luni împreună cu juriștii încearcă să deschidă un cont bancar pentru formațiune, deși Commerzbank este obligat de lege să facă asta într-un termen restrâns, afirmă el. Potrivit lui Alexei Lungu, partidul s-a adresat instanțelor de judecată din Republica Moldova care i-au făcut dreptate, dar nici de această dată directorul Commerzbank, Alexandru Radu, nu a vrut să execute decizia judecătorească, dar și a executorului judecătoresc, mai adaugă Lungu. Eu înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Alexandru Radu, probabil, este supus unor presiuni politice și are indicații din partea actualei guvernări. Motivul celor de la Commerzbank de a nu ne deschide cont este unul banal și minciunos. Ni se spune că nu există un sistem informațional, ceea ce nici nu trebuie să existe și legea nu prevede o asemenea restricție sau un asemenea punct. Potrivit liderului partidului Șansă, juriștii formațiunii s-au adresat și la Procuratura Generală, unde au denunțat acțiunile managerului Commerzbank, pe care politicianul le califică drept ilegale. Serviciul de presă al Procuraturii a comunicat pentru Orizont TV că sesizarea a fost recepționată și urmează să fie examinată. Am încercat să luăm o reacție de la conducerea băncii Commerzbank, dar reprezentanții acesteia ne-au promis un comentariu mai târziu. Подоверить с пресс-службой, если есть такая возможность. Да, я не захожу. Înțelegeți cu situația creată. Cu un comunicat, conducerea băncii o să revină puțin mai târziu. Ulterior, pe site-ul său, Commerzbank a comunicat că își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale actelor normative ale BNM, dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale Republicii Moldova, inclusiv își menține poziția neutră din punct de vedere politic. Partidul Șansă s-a adresat și la Banca Națională pentru lămuriri legate de această situație. Am solicitat o reacție de la BNM, dar responsabilii de la serviciul de presă nu ne-au răspuns la apeluri. Am solicitat o reacție la declarațiile liderului partidului Șansă și de la reprezentanții guvernării. Portatoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate ne-a scris că PAS nu comentează, iar Irina Godișan de la președinție și Daniel Vodă de la guvern nu ne-au răspuns la mesaj.